Bună ziua! Executiv va fi găzduit de Universitatea de Stat. În acest an, Republica Moldova a fost pentru prima dată invitată de onoare a Bucfestului de la București și iată colegii, domnul Mitrică, care reprezintă Asociația Editorilor din România, au remarcat, de fapt, un nivel înalt de prezență și de reprezentare a Republicii Moldova la această ediție a Bucfestului de la București. N-au trecut nici 3 luni și iată, astăzi suntem în ajun de lansarea Bucfestului, ediția de la Chișinău. Mă bucur foarte mult că a 3-lea an consecutiv acest festival, acest târg de carte se desfășoară sub înaltul patronaj a președinților, Maia Sandu și Klaus Iohannis. Vreau să mulțumesc Universității de Stat pentru că de 7 ani, de fapt, deja susține acest festival. Vreau să mulțumesc Mediacorului pentru faptul că de a 3-lea an consecutiv acest târg de carte se desfășoară aici, în această incintă. Vreau să mulțumesc partenerilor noștri, coautorilor, să zic așa, cei care stau împreună cu noi în spatele acestui festival, mă refer aici la Departamentul pentru Relațiile cu Republica Moldova a României, Ministerul Culturii României, Ministerul Culturii Republicii Moldova, partenerilor noștri financiari, fără suportul cărora nu cred că, dacă n-ar fi fost imposibil, cel puțin ar fi fost mult mai greu să organizăm acest eveniment, și mă refer aici la Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID Moldova, Suedia și Marea Britanie. Mă refer aici, să nu uit pe cineva, foarte important, să-i remarcăm pe toți, și aș vrea să menționez contribuția în sensul organizării acestui eveniment a Uniunii Editorilor din Republica Moldova, a Asociației Editorilor din România, a Camerei de Comerț și Industrie, domnul Harea, a Bibliotecii Naționale și a Universității de Stat din Republica Moldova. Toți acești parteneri sunt, de fapt, sufletul și locomotiva evenimentului Bucfest Chișinău. Îndemn publicul cititor să fie prezent la evenimentele care vor fi organizate în cadrul acestei ediții. 3 zile vom avea 10 de edituri, sute de titluri și mii de cărți, și bineînțeles aici la Bucfest este locul unde cu cât mai mulți bani cheltui, cu atât mai bogat devii. Vă mulțumesc și doresc succes acestei ediții a Bucfest Chișinău. Da, vă mulțumim și noi, domnul ministru, și mesajul dumneavoastră cred că trebuie să fie un îndemn și pentru participanții la
Bookfest la vizitatori, investițiile în carte sunt cele mai de lungă durată. Cuvântul împreună cred că caracterizează motoul Bookfest-ului, fără de susținerea celor prezenți aici pe loc, susținerea financiară a celor înalți de nou ministru, evenimentul nu putea să aibă loc. În opinia mea, parcursul mai multor ani, una din piesele principale a organizării acestui eveniment este Asociația Editorilor din România și directorul executiv acestuia, domnul Mihai Mitrică, care a depus parcursul anilor foarte mult suflet în organizarea evenimentului. Stimate domnul Mitrică, dragă Mihai, vă rog. Mulțumesc, bună ziua, mă așteptam să vorbesc la final, dar mă bucur că mi s-a dat cuvântul acum ca să reiau cele spuse de domnul ministru. La București, Republica Moldova a făcut o figură foarte frumoasă, e una dintre cele mai spectaculoase prezențe pe care le-am avut ca invitați de onoare la Bookfest-ul de București și au cam fost câțiva din 2009 încoace, deci am văzut destule țări. Vreau să spun că eu n-am avut niciun fel de emoție legat de prezența Republicii Moldova la București, în sensul că nu s-ar putea ridica la înălțimea așteptărilor, pentru că am văzut cum Bookfest-ul este primit la Chișinău și cât de efervescentă este această piață literară pe care o împărtășim de o parte și de alta a Prutului. Acum, revenind la organizarea acestui salon internațional de carte, vreau și eu să remarc sprijinul pe care instituțiile pe care le avem aici reprezentate pe scenă l-au adus, Biblioteca Națională, Camera de Comerț și Industrie, Ministerul Culturii, evident, și Uniunea Editorilor din Republica Moldova, dar vreau să remarc și oamenii care nu sunt aici în față și mă uit în sală, o văd pe doamna Viorica Cazacul și vă mulțumesc mult pentru tot efortul și îl văd și pe Sergiu Boțolin undeva într-o laterală, modest, dar cu o implicare extrem, extrem de percutantă pe care aș vrea să o mai, de care aș vrea să ne mai bucurăm și în anii care vin. Acum, invitația pe care o fac prin intermediul dumneavoastră publicului este să vină măcar de curiozitatea de a vedea vârfurile literaturii românești de o parte și de alta a Prutului, pentru că și colegii de la Uniunea Editorilor și editurile din România am reușit să punem la oaltă o garnitură de lansări și de dezbateri. Bookfest-ul nu este doar un spațiu de prezentări de carte, ci este și un spațiu de pus probleme și de găsit eventuale soluții. O agendă de dezbateri și lansări pe care cred că oricine, orice târg de carte din lume ar fi invidios să o aibă. Dacă traduceți în orice limbă de circulație internațională evenimentele care au loc la Bookfest-ul de Chișinău, vă spun, nu are de ce să ne fie rușine, pentru că încercăm să acoperim o paletă foarte largă de la istorie și îl vom avea pe președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, chiar imediat după deschidere cu un eveniment aici, până la poezie și literatură și chiar vânzarea de drepturi, promovarea scriitorilor la nivel internațional. Vă garantez, în calitate de umil slujbaș al Bookfest-ului de Chișinău, că această ediție este cea mai consistentă din punct de vedere a evenimentelor dintre toate cele pe care le-am organizat aici. Și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Da, vă mulțumim și noi, stimate domnule Mitrică. Să dea domnul că această consistență a ediției din acest an să fie direct proporțională cu vânzările de carte care au avut loc pe parcursul anilor. Am avut un sentiment de mândrie pentru Republica Moldova atunci când, după primii 2 ani de prezență, târgul de carte de la Chișinău Bookfest s-a plasat pe locul 2 după București la capitolul legat de vânzare de carte. Deci o percepție eronată care există undeva în societate că la Chișinău sau Republica Moldova nu se citește este departe.
parte de adevăr și toate eforturile care sunt consolidate în jurul Ministerului Culturii, a Asociației Editorilor, a Bibliotecii Naționale și altor actori de a reveni la lectură sunt, după mine, îndreptățite și după rezultatele pe care le obținem. Cu permisiunea dumneavoastră, îi ofer în continuare cuvântul doamnei Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Naționale, care a fost, este și va fi în continuare unul din pilonii principali în organizarea acestui eveniment. Vă rog frumos, doamne. Mulțumesc mult, stimate domnule ministru, dragi prieteni, colegi, parteneri, Biblioteca Națională și în anul acesta este unul din, cum a menționat domnul Șarov, unul din pilonii Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Ne bucurăm mult că acest proiect românesc are continuitate și noi punem umărul acolo unde este nevoie. Ține să menționăm că ne implicăm în special în elaborarea catalogului, care este o parte a politicii de promovare, dar și în recepționarea celor cărți care sunt parte a târgului și donate Bibliotecii Naționale. Ne preocupăm ca aceste cărți să ajungă în bibliotecile publice din Republica Moldova, acolo unde este nevoie de ele. Sperăm că și anul acesta toate întâlnirile, lansările de carte, prezentările la stand vor fi atât de interesante precum și cele anterioare și, de ce nu, cu elemente de noutate neapărat. Urmărind agenda zilelor, desigur că, cum am menționat și antevorbitorii mei, ne așteaptă surprize multe, ne așteaptă reduceri la unele cărți, deci îndemnăm locuitorii Chișinăului, oaspeții, cetățenii Republicii Moldova să-și ia copilașii de mână, tinerii, să vină la Bookfest, aici unde se vor întâlni cu cartea. Cu siguranță, în ajunul începutul anului școlar, chiar este un eveniment de care au nevoie, în special copiii, tinerii noștri și, de ce nu, și părinții. Vă așteptăm la Bookfest! Da, vă mulțumesc, doamna director. În continuare, permit să ofer cuvântul președintelui Camerei de Comerț a Republicii Moldova, domnului Sergiu Harea, care are o echipă extraordinară și multiple probleme logistice legate de organizarea acestui eveniment au fost soluționate pe parcurs. Mulțumesc doamnei Victoria Cazacu, prezent în această seară, domnul Mihai Bâlba și tuturor celor care au trudit și trudesc în continuare pentru realizarea obiectivelor care ne-am propus. Vă rog frumos, domnule. Da, stimate domnule ministru, onorată asistență, vreau mai întâi de toate să vă mulțumesc pentru invitația Camerei de Comerț și Industrie de a fi partener la acest eveniment. Anual noi organizăm peste 60 de expoziții și târguri în țară și peste hotare. Dar avem două evenimente de suflet. Este expoziția Fabricată Moldova și deja Bookfest. De ce Bookfest? Pentru că vrem să întoarcem acea bunătate și acea deschideri pe care au partenerii noștri români atunci când mergem cu expoziția Republica Moldova prezintă. Ori la București, ori la Cluj, ori la Iași, ori la Timișoara și vrem la fel să ajutăm editurile din România care participă aici și ajută tinerii noștri să facă cunoștință cu noi edituri, cu noi cărți. Vreau să informez public polar că în acest an vom avea circa 40 de edituri, dintre care 5 autohtone din Republica Moldova. Suprafața expozițională este circa 280 de metri pătrați și zilnic, începând cu data de 28 august până pe 1 septembrie, începând cu ora 10 până la ora 20, vă așteptăm să vizitați expoziția Bookfest, pentru că o să aveți foarte multe noutăți văzute, o să faceți cunoștință cu edituri noi, care în anul trecut nu le-ați văzut și cu siguranță nu o să plecați cu mâna goală. O să găsiți ceea ce căutați dumneavoastră. Vă îndemnăm și să nu uitați că Camera de Comerț și Industrie o să vă ofere tot suportul în buna organizare acestui eveniment, pentru că avem niște parteneri extraordinari. Vă mulțumim și vă așteptăm la expoziție. Da, vă mulțumesc frumos, domnule președinte.
În continuare, îl să-l rog pe președintele Uniunii Editorilor din Republica Moldova, domnul Gheorghe Prini, care cu siguranță va profita de această ocazie, cred eu, să vorbească nu numai despre parteneriatul cu Asociația Editorilor, cu Ministerul Culturii și cu toți organizatorii, dar și despre noutățile pe care le va aduce editura Știința, că fiindcă cu am venit cu lansări de lucrări. Sunt sigur că va profita de această ocazie. Domnul președinte, vă rog. Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți prezent și vreau să transmiteți două zile înainte despre evenimentul unul cel mai important a anului. Știți cum spune? Ai carte, ai parte. Eu îi spuneam ministrului pe timpuri, domnia sa știe chestia asta, că de ce sunt țări? Și el de multe ori repetă și spune chestia asta, că dacă este cultură, este și economie. Și vă dau un exemplu. Noi publicăm anual pe cap de locuitor 2,50 dolari, euro, în Anglia, în Germania, 108. Bugetul Germaniei pentru carte e de 9 miliarde. PIB-ul Republicii Moldova sunt 13 miliarde. Adică avem încă mult de lucru și mă bucur că la acest salon de carte, editurile din Republica Moldova sunt foarte active. Să nu se supere domnul președinte a Camerei de Comerț, noi știm și niște subtilități. A spus de 5, de fapt sunt 6, cartierul care e tânăr, dumneavoastră nu o cunoașteți, și este a 7-a eurodidactica, care e rezultatul colaborării și a două părți, de pe o parte pe alta, da, mixtă. Vor fi 6 edituri. La acest salon vor fi 20 de lansări de carte. Dacă facem niște calcule, adică aproape 3 zile vor fi lansările numai editurilor din Basarabia, ceea ce e foarte important. Sunt invitați 27 de personalități din afara Republicii Moldova. E foarte mult, n-a fost niciodată. Mi pare rău că nici la Târgul de Carte București nu au fost atât de mulți cât au fost aici. Bineînțeles, datorită suportului financiar al Ministerului Culturii, trebuie să recunoaștem chestia aceasta. Și dintre care mai mult de 10 personalități chiar nu sunt români, adică străini, din Turcia, Belgia, Grecia, Slovacia. Vor lansa mulți scriitori și autori foarte importanți din Republica Moldova, cum ar fi Galaicu Păun, Maria Șlechtischi, Nicolae Negru, Vasile Romanciuc și mulți, mulți alții. Astfel vă invit, aveți ce procura, aveți ce asculta, aveți ce învăța. Vă invit la Salonul de Carte, Bucvest, Chișinău. Stimate domn Prini, vă mulțumesc mult. Înainte de a oferi posibilitatea să acordați întrebări participanților la această conferință de presă, aș vrea să aduc sincerile mulțumiri tuturor celor care au turbit pentru realizarea obiectivelor noastre și fără de care nu imaginez reușita acestui demers. Partenerilor principali, Ministerilor Culturii din cele două state, din România și din Republica Moldova, finanțatorului principal, Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova și echipii condusă de domnul Adrian Dupu, cuvinte aparte, partenerilor noștri strategici, tradiționali, pe parcursul ultimilor 3 ani, în care Bucfestul a fost readus la Universitatea de Stat din Moldova și acest centru, Mediacor, a devenit cu adevărat, într-o scurtă perioadă de timp, un templu, un centru cultural, un centru științific, un centru educațional. Partenerilor strategici USAID Moldova, Ambasadei Marii Britanii, Ambasadei Suediei, organizatorilor și nu ultimul moment, dumneavoastră, reprezentanților Mass Media, pentru susținerea constantă și interesul manifestat pentru evenimentul nostru. Și vreau să profit de această ocazie și să vorbesc despre semnificația aparte a evenimentului Bucfest din acest an, aflat la 7-a ediție,
Pentru prima dată, la Chișinău va avea loc Congresul Național a Istoricilor Români, cu participarea peste 500 de reprezentanți. Vă invităm cu mult drag în ziua de 28 august, la orele 9, la Palatul Republicii, unde va avea loc ședința plenară până la orele 11:30 a Congresului Național a Istoricilor Români. După orele 1, ședința pe ateliere va avea loc în campusul Universității de Stat din Moldova, în blocul central, în blocul numărul 2, o multitudine de evenimente, de lansări de carte, vin figuri centrale în peizajul istoriografic românesc, printre care a fost pomenit și domnul președinte Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, care va participa la deschiderea Bookfest-ului la orele 12 în ziua de 28 august, și la orele 13:00 va deschide șirul lansărilor cu o carte extraordinară apărută la editura Junimea, Moldova, privită de un transilvanian. Șirul de evenimente va continua după aceea la Suceava, în zilele de joi, vineri și sâmbătă, unde se va încheia Congresul Național a Istoricilor Români. Pentru prima dată în istorie, Republica Moldova va găzdui un eveniment de asemenea vergură și mă bucur enorm că el va avea loc paralel cu Bookfest-ul. Chișinău, pentru o scurtă perioadă, devine capitală științifică, capitală culturală a întregului peisaj românesc. Vă mulțumesc foarte mult și vă îndemn în continuare să adresați colegilor întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Ați ridicat într-un fel minge la fileu, în afară de reduceri. Tradițional, editurile care participă la acest salon de carte sunt obligate, conform contractului pe care îl au, să ofere Bibliotecii Naționale cărți care rămân în Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Dar să vă rog mai mult la acest subiect, domnul Mihai Mitrică, să ne vorbească. Domnul director, vă rog. Mulțumesc. Sunt peste 3.000 de cărți care vor ajunge la Biblioteca Națională ca donație din partea editurilor participante, ceea ce, spun eu, e o cifră impresionantă. Sper ca ele să bucure publicul din Republica Moldova, ajungând în cele mai multe biblioteci din raioane. Iar în ceea ce privește reducerile, vă pot garanta că tarifele pe care le practic editurile la standurile din Bookfest sunt în medie cam cu 30% sub prețul de librărie. Dacă veniți, o să vă convingeți că în unele cazuri situația stă și mai bine. Aș vrea și eu să fac o mică remarcă. Iată, domnul Hare a menționat de 280 de metri pătrați. Vreau să spun că 280 de metri pătrați nu este o cifră impresionantă. Și ea ține nu de capacitatea Bookfest-ului de a umple spațiu, ci de disponibilitatea metrilor pătrați din această hală în care se desfășoară. Și anume, din această cauză, concentrația de carte pe metru pătrat va fi una, cred că, excepțională, poate unică în lume. Asta este un mare handicap pentru organizatori și pentru edituri care va trebui să-și desfășoare activitatea pe pirostrii, să zic așa, dar va fi absolut impresionant pentru publicul cititor să vadă așa o concentrație de carte bună, de carte care arată extraordinar, și îndemn publicul să vină cel puțin să vadă acest tablou extraordinar, unic în lume, și să pună mâna pe cărțile care iată, produc acest miracol, însăși prin efectul tactil de a ține o carte în mână, nu mai vorbesc de a o răsfoi sau chiar a o procura și a o citi acasă. Vă mulțumesc!
Da, vă mulțumesc și eu, domnul ministru, pentru această precizare foarte importantă. Numărul celor care doresc să participe este unul mult mai mare, anume din aceste considerente nu pot participa, spre exemplu, librăriile sau participă doar editorii. Spațiile nestrânse ne fac respectiv de cum să în fiecare an să acceptăm până într-o anumită dată cei care depun ofertele respective pentru participare. Vă rog frumos încă întrebări. Nu sunt, vă mulțumesc foarte mult pentru participare, onorat prezidiu, stimate domnul ministru, pentru organizarea acestui eveniment și tuturor organizatorilor pentru faptul ce am făcut până acum, dar în ultimul rând pentru cei ce urmează să facem până în ziua de duminică, pentru că adevăr să fie o sărbătoare a cărții pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Noastră, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați dat curs invitației noastre să plecați să reprezentați mass media. Vă mulțumesc!